Având în vedere incidentul de astăzi, 22 aprilie 2024, în care o femeie de cetățenie britanică, în vârstă de aproximativ 70 de ani, a fost mușcată de urs pe raza localității Arefu, în timp ce încerca să-l fotografieze, jandarmii argeșeni atrag atenția cetățenilor să respecte legislația în vigoare, atât pentru siguranța proprie, cât și pentru a evita sancțiunile prevăzute de lege. Pentru a evita situațiile de pericol create de animalele mari, Jandarmeria Argeș face următoarele recomandări pentru cetățeni în cazul prezenței animalelor sălbatice. În cazul în care sesizează prezența urșilor în gospodărie sau în apropiere, să apeleze imediat numărul unic de urgență 112, să nu iasă din casă și să aștepte sosirea echipajelor de jandarmerie. Având în vedere că urșii au un comportament imprevizibil, să nu încerce să se apropie de aceștia sau să încerce să-i alunge singuri. Sub nicio formă, să nu hrănească animalele sălbatice și să nu se apropie pentru a le fotografia.